În anul 1925, Nicolae Tonița, Francis Cirato, Ștefan Dimitrescu, pictori, și Oscar Han, sculptor, întemeiază grupul celor patru, care avea să dea în anii următori cele mai importante expoziții, mai strălucitoare, de fapt, expoziții de grup din arta interbelică românească. De fiecare dată, expoziția pe care o prezentau la început anual era o sărbătoare a ochiului și a spiritului. Oscar Han are în Muzeul de Artă din Topalu câteva lucrări fundamentale realizate în deceniul 3 al veacului trecut. Avem și o lucrare mai târzie, este vorba despre bustul doctorului Vintilă. Dar avem și lucrări care părăsesc tematica țărănească ilustrativă, mai ales pentru prima sa perioadă, pentru a face fie portretistică religioasă, este cazul Cristului din această colecție, sau portretistică a unor oameni importanți din anturajul său, cum este acest cap de femeie, de fapt capul Claudiei Emilian Minulescu, una dintre personalitățile cele mai importante feminine ale epocii. Avem aici o colecție coerentă, o colecție de autor, din cuprinderea căreia oricine poate să înțeleagă efectiv calitatea lucrărilor lui Tonița. Francis Cirato, cel de-al doilea pictor din această structură a celor patru, își deschide pictura către zona lirică și vom vedea rezultate din această confluență fericită între gândirea plastică a lui Cirato și subiectele pe care le întâlnește în această perioadă, lucrări de o aleasă calitate picturală care marchează una dintre marile personalități ale plasticii noastre naționale. În sfârșit, Ștefan Dimitrescu, moldovean ca și Nicolae Tonița, coleg de studii cu acesta și prieten de o viață, l-a determinat pe Tonița să ajungă la Topalu, pentru că murind în anul 1933, din pricina unei așchi care i-a intrat în mână, așa cum povestește Oscar Han, în momentul în care încerca să închidă o ladă în care erau lucrările sale nevândute din expoziția de la Sala Dales, deci după acel moment Nicolae Tonița se duce la Balcic căutând pașii prietenului și locurile în care acesta a pictat. Este vorba prin intermediul grupului celor patru, refăcut aici ca un gest de omagiu postum, de lucrări fundamentale, de lucrări care definesc universul artistic al acestor mari creatori și despre un moment de mare strălucire din istoria artei moderne românești.